Dacă la echipa finanțată de Adrian Porumboiu au venit până în prezent numai puțin de 12 jucători, iată că debutul de săptămână a conferit încă o surpriză suporterilor. Plecarea lui Borian i-a lăsat pe galben verzi descoperiți pentru postul de portar, de aceea Vasluiul a purtat tratative cu mai mulți golchipări. În cele din urmă, Adrian Porumboiu a reușit să-l convingă pe Emilian Dolha să vină la Vaslui și să ajute echipa să se califice în grupele Champions League. Ajuns la 32 de ani, Dolha a mai evoluat de-a lungul timpului la Gloria Bistrița, Rapid, Visla Cracovia, Lech Poznan și Dinamo. A fost în tratative de mai multe ori cu Vaslui, însă niciodată cele două părți nu au ajuns la un consens. Acum oferta lui Adrian Porumboiu nu l-a mai lăsat indiferent pe goalkeeper, care a semnat deja un contract valabil două sezoane cu Vaslui.